Da, într-adevăr, Bucureștiul spuneam că este în frunte cu 9,96%. Da, pardon, trebuie să te mai întrerupem un pic, revenim la tine, te mai întrerupem un pic. Tudor Paleologu face declarație și de la vot. Iată, în anii 30, tatăl meu, unde au studiat alți mari intelectuali români, precum Mircea Eliade, Steinhardt, Octavian Paler sau Andrei Pleșu. A vota înseamnă a îndeplini o îndatorire, e un act sacrosanct în democrație, este o chestiune de respect și am votat pentru. Pentru că în primul tur nu se votează contra, în primul tur se votează pentru. Pentru valori, pentru credințe, pentru convingeri, pentru idei, pentru idealuri. Am votat pentru ca fiul meu să aibă mai multe motive de a trăi și de a munci în România. Am votat pentru ca tineri ca el, oameni din generația lui, să aibă motive să rămână în România și să contribuie la bunăstarea acestei țări. Am votat pentru o România a respectului. Respect pentru muncă, respect pentru educație, respect pentru moștenirea culturală și spirituală a României și a Europei, respect pentru românii de toate vârstele, pentru tineri și bătrâni, pentru românii din România și din afara țării, pentru o România respectului față de toți românii. Și de asemenea trebuie ca românii să ceară respect din partea celor care îi conduc. Vă mulțumesc foarte mult!